și-au transformat casele bătrânești în pensiuni de poveste. Patru locuințe din satul Chișcăreni, raionul Sângerei, care urmau să fie demolate, au ajuns să fie principala atracție turistică în localitate. Cuptoarele de lut, mobilierul vechi, covoarele moldovenești, dar și bucatele tradiționale s-au dovedit a fi pe placul turiștilor din țară, dar și de peste hotare. Viața este atât de prețioasă! Atât de prețioasă este viața! Raisa Pupeza a moștenit această casă de la părinții ei. An la rând, locuința a servit drept depozit. Grație Asociației Locale Baștina și a unui proiect susținut de Guvernul Elveției, gospodăria a fost reamenajată în stilul secolului 20. Nu mi-a venit mie ideea, dar pur și simplu a fost pusă problema dezvoltării turismului rural și Asociația Baștina, care o avem aici în localitate, a selectat 5 case, a selectat mai multe case, adică pentru a deschide, pentru a dezvolta turismul la sat. Gazdele spun că pensiunea Casa Rustică este locul perfect pentru odihnă. Până acum le-au trecut pragul turiștii din mai toate colțurile lumii. Am avut mulți turiști. Știți, partea pozitivă este că am cunoscut multe lume nouă, inteligentă, cultă, oameni buni care au venit de peste hotare. Am avut din multe colțuri ale lumii. Și până la pandemie, din Thailanda, din Noua Zeelandă, din Italia, Spania, Franța, țările europene. Și bucatele tradiționale moldovenești s-au dovedit a fi pe placul oaspeților. Bucatele noastre tradiționale, mămăliga cu fripturică și brânză de oi, sarmale, plăcinte, zeamă, colțunaș. Mâncarea noastră de întotdeauna. 24 de ore de odihnă la Casa Rustică costă minim 150 de lei per persoană. Prețurile cresc în funcție de serviciile solicitate. De la Chișinău au fost deja 3 sau 4 familii cu copiii vin. Vin pur și simplu să se odihnească. Vin să scape de pereții, cei 4 pereți și de gălăgia de la oraș. Și chiar un domn s-a exprimat, zice, uite mă, ce frumos e țara asta noastră, ia uite ce frumos e ridic, zice, mă duceam și dam 2000 de euro în Turcia ca să mă scald acolo, să mă bălăcesc în apa lor, dar numai bine vin eu cu 1000 de lei și mă odihnesc pe cinstit. În alt capăt de sat este situată Casa din Vale, pensiunea lui Andrei Grosu. Bărbatul a amenajat pentru vizitatorii săi o pensiune diferită de celelalte trei. Ideea a pornit că avem tare multe locuri frumoase la noi în sat. Și ar trebui promovate și vizitate de turiști care din străinătate, chiar și de la noi din țară. Cartea de vizită a casei din Vale este liniștea și bucatele alese, spun gazdele. În primul rând liniște. Dacă vedeți, e foarte liniște acum. Chiar și acum e liniște. Suntem așa mai în Vale, așa și numește casa din Vale, suntem așa în Vale satului. Le oferim liniște, mâncare gustoasă, tradițională mâncarea noastră, mămăliguță, fripturică, zamă de casă, de găină. Iar specialitatea casei sunt prepelițele crescute chiar de proprietari. Dacă v-am spus că de cum ținem, avem o mini-fermă de prepeliță, mâncarea de bază este mâncare de prepeliță. Facem prepeliță la grătar, în rol, după dorința oaspeților. Prețul pentru o odaie dublă la Casa din Vale pornește de la 350 de lei. Pensiunile din satul Chișcăreni au fost amenajate grație guvernului elvețian, care a oferit în acest sens 25.000 de dolari.